Așa, Serus Andrei. Doamne ajută, domnul Cristinel. Bă, băiete, eu acum veneam către casă. Așa e. Și te-am văzut. Da. Zic că ți-ai dat seama repede cât eu, să ai? Hai să vrei să seama în cald de 7 ani. Da? Op, op, așa, așa. În cald de 7 ani. Stai în fața lui, dă-l așa mai acolo. Asta? Zic că ai un cal foarte frumos. Stai aici, în Cluj, stai? Da. Aici pe bulevardul da, Muncii? Da, da. Viață bună? Viață bună, frumos, domnul Cristian. Cum te simți? Da. De ce n-ai venit la Gileu? Am vrut să vin cu socrul meu, dar cu socrul meu stai și mai în față. Și? În blocurile astea. Și? Dar a fost treaba că n-am avut mașină. Păi mă, pe calul ăsta, dacă te fie călare, s-ar fuge cu tine de nebunie. Am vrut ieri să vin la tracțiune, că calul e numai de tracțiune. Calul de tras. Da, mă, da, era lemn greu acolo pentru calul. O, pune, nu, dar la 2, nu la simplu. La 2? La 2, da. Am înțeles. Am vrut să pun ieri cu socul meu să vin la Gileu, dar păi dacă n-am putut să vin și așa e. Nu. Cum ești? Bine, sănătos. Îmi place ce geacă frumoasă ai. Da, păi, ne, Cristian, acum că-s murdar, că am venit, acum am fost la socul, am făcut un grătar pe acolo, nu. Ați făcut la grătar? Are... E, am fost ca să faci ceva schimburi, să faci ceva, nu. E și? Nu am putut. De ce? Păi dacă nu mi-a ficat ceva bine. Am înțeles, deci nu, tu ai cerut sau el a cerut? Eu am cerut, domnul Cristian, și... am la și. Am la și, și am vorbit cu Cătălin. Ea, și ce-o zis, că nu vrea să mai dea? Nu. Ce cal avea socul tău? Socul nu are niște suri mari. Are niște suri mari, dar nu merg, nu. Am înțeles, că-s mai ușoraia, să mai... A? Da. Și ăsta te uit de tras și de mijloc? Ai de tras, calul. E micuț, calul, e micuț. La pe la 7 ani, ce-i mai... Aici, așa... E, dar ridic un pic la dinți, așa, să ne uităm. Stai așa? Stai. Nu, ridică. Stai, că nu văd. Nu văd. Întoarce-te. No, așa. Bun, am văzut. No. Și zici că acum unde te duceai? Poftim, acasă. Te duci acasă și după aceea ce faceam? O duc în pripon să mănânci. Și după aia tu ce făceai? Eu stau acolo, stau și eu. Acolo după aceea faci un grătar, mai facem... A, de la un grătar la altul, mai te preocupă. Poftim? Mergi de la un grătar. Și n-ai bine? Cu minte, n-ai creștere în el toată. Cu minte asta, cu mințele de asta, nu mai găsesc. Să văd. Nu mai găsești cu mințele de asta. Mai dai cu pișoare. Aha. No. Fine. Cum îl cheamă? Voicu. Trage-l aici. Voicu, hai Voicu. Hai să mă mușcă Voicu, trage-l. Nu faci, ne, Cristina, nu faci nimic. Am pașaport la cal, am tot și trebuie. Hai să ce trebuie, da? Tot. Calul de vânzare, e de dat calul și la schimb și nu contează. Aha. Te-ai mutat la Cluj? Da, mă bucur că te-am văzut. Da, când am văzut cum mă clanzonează unul, n-aș știu cine. Aha. Păi cum a cunoscut golful? Aha. Ola, tata, bucur. Foarte frumos. Încă stai, ne, Cristina, că m-a slăbit. Îți spun sincer. Da. Eu cu calul mai care, gunoi, mai duc peste. Eu lucrez aici la Rima de Ferivechi. Cum ți-ai descurs financiar? Bine. Ha? Bine. Mulțumim lui Dumnezeu, suntem sănătoși și putem să mai facem. Mulțumim lui Dumnezeu, m-a dat la târguri, putem să mai mergem la târguri. La... Cominti, n-ai. Te duci la Sfânt Petru de Câmpie? Da. Ha? Ți-ai propus? Da, da. Când e Sfânt Petru de Câmpie? Poftim? Când e Sfânt Petru de Câmpie? E, nu știu, luna asta, nu? În 10, luna viitoare, nu? Nu. Atunci, vin acolo. Ha? Vin cu ăsta, l-a dus și o mânz, Orland. A, mai e un mânz? Mai am un mânz, dar ăla nu pot să-l scot de pe graj, nu l-am scot niciodată. De 3-4 luni de zi nu l-am scot. De ce? E rău. E un cal mai... E mai așa, după cai, după iepi, după... Mai... Ăsta-i cal castrat, e cu minte. Aha. Pe ăsta eu și-l mai scot. Aha. Atâta, că ăsta-i cu minte, nu? Și apoi mi-l șeri, socrul meu, de 10-20 de ori mi-l șort înapoi. Și? Nu îl dau, nu, am zis că nu pot să-l dau. Dacă nu închică ceva bun cu el, nu am cum să-l dau. Aha. Am înțeles. Cu minte, n-ai, eu ți-am zis, cu minte pe picioare, pe tăti, n-ai. Aha. Ce să faci? De unde ți-a luat geaca asta așa șmecheră? De pe net. Ha? De pe internet. De pe internet? Și ți-ai făcut o comandă, ți-o dus acasă? Da, vine, am un prieten cu colete și-mi vine acasă. Super fain. Și mi-a dus, dar mai am avut 3-4 mi-am luat. Tot așa modelul ăsta? Da, nu, galben. Da, tot așa cu puf din țara în Italia, nu? Da. Tot la fel. Foarte frumos. Ce să faci, domnul Cristinel? Asta e. Cu ăștia putem să mâncăm o pită. Am înțeles. Ce să faci? Dar unde te duci să lucrezi acum? Că nu mai poți lucra cu el. Poftim?
Unde lucrezi tu ceva cu el? Că n-ai ce lucra aici cu el. Da, eu nu oricum la ham, oricum cred că la o săptămână se duc o cărță de gunoi. Eu îl țin de frumusețe, când i-am plac cai. Am înțeles. Eu la mine cai nu-i vezi vârf de bătaie pe cai, eu nu bat cai niciodată, nici măcar cu palme. Aia e foarte că mic. Țin o vargă așa în mână ca să nu se sperie el de mașină sau ceva de genul ăsta, da. Aha. Dar nu bat eu cai, nu. Da. Ce ai făcut zilele trecute pe aici? Ce ai făcut zilele trecute prin Cluj? Ce ai mai făcut? Unde ai ieșit? Da, n-am ieșit, domnul Cristinel, am făcut ceva schimburi. Surul ăsta e luat acum, are vineri o săptămână. Vineri a trecut o săptămână la mine. Așa, și? Eu calul ăsta l-am luat de la socul meu. I-am dat un mânz de un an și 7 luni. Da. A dus la Bistrița. A luat surul ăsta de la el. Și? Nu. Și apoi azi am vrut să mă duc să fac înapoi ceva schimburi. Dar păi n-am putut să facem. Nu. Dacă n-am putut, n-am putut. Doamne ajută, ne-am zis tot prieteni rămâne. E, da, el ți-a cerut ceva? Sau tu el ai... mi-a cerut ceva bani, dar eu și... nu pot să mi-a dat bani. E, și tu, i-ai cerut și tu sau cum? Da, cum? Și? Dar așa se cer de căsă el, că spun de la urmă. Că eu știu și i-am zis, bossule, nici bani de țigări nu am. De până vine salarul până pe 15, așa. Falit. Da. Ești falit. Lasă că o să ai. Că mai faci câte o șmecherie, mai te învârți, mai... Da, păi ne, Cristian, n-avem ce faci. Da. O-l duc la... acum, la calul, până luna care vine până pe 10, mai pune carne pe el. Eu îi dau o taină la cal, spun sincer. Dar vezi că, vezi că în 25 e la Măricel. În 25, dacă te pornești... Dar nu, tu... acolo nu pot să vin. De ce? În Măricel nu. Am avut probleme, domnul Cristian. Ai datorie acolo sau ce? Nu, am avut probleme mari acolo în Măricel. Ce la Florești, acolo. Pune, intră în Florești, e Măricel și apoi după aceea mai este un sat. Nu știu și acolo. Păi nu, mă, Măricelul e sus, mă, la 50 de km de Cluj. Înseamnă că nu acolo. La Gilău ai avut probleme sau unde? Nu, am fost undeva aici într-o seară, într-un sat, acolo lângă în Florești. Florești ăsta l-am tăiat lângă... În fine, și ce ai făcut acolo? Am dat o iapă mare. Așa. Mare iapă. Iapă de 85 de milioane, am dat-o eu. Am dat iapă, am luat-o în mânz, că și l-am dat la socul. Țiganii ne-au luat iapa cu japca, că un băiet din Florești de aici, Petrică, ăla, Petrică, să-i dea Dumnezeu sănătate, că ăla e mai... Nu pot să vorbesc curând despre om. Așa. Ține capul mai sus un pic aici la tine. Curii. Și? Așa. Și apoi... Am fost cu el acolo, el trebuie să-i dea băietul ăla din Florești de aici, din lângă Cluj, trebuie să-i dea la băieții ăia 35 de milioane. Băieții, și-au făcut când am fost să fac schimb cu ei. Mi-a luat calul meu, mi-a dat jos iapa și nu vreau să-mi dea nimic pentru ăla din Florești. Deci pentru datoria lui, mi-a oprit calul. E, da, păi tu ai făcut ăla din Florești sau ce? Da. Păi nu ți-ai mai duc ăla din păi, Florești? Păi, dar nu, dar stați un pic așa. Că ăla a vorbit cu băieții la telefon, înainte să mă duc să plecăm din Cluj de aici. Un pic mai în față am urcat iapa sus. Nu, a vorbit Petrica ăla din Florești. Ăla și are iepre, dumneavoastră l-ați filmat. E, și? Și apoi am dat cu băieții la pași. O să Andrei, eu cu tine nu am treabă. Ia-ți mânzul. Banii 7 milioane și rămâne iapă. Nu, prieten bun, tă de bun. Apoi a rămas prieten, că așa îmi place, ca să calc pe târguri, să nu stau pe acasă. Mi-a place să mă duc la târguri. Așa, așa. Ei, dar trebuie să vii la Măricel sus, mă, că e cu tracțiune. Domnul Cristinel, dacă am mașină... Nu, mă, dar te iei cu calul ăsta și te duce călare. Te-ai suit la troia? Să văd. Nu am mașină, Cristinel, dar pe mi dă-te în partea asta, dă-te în partea asta. Ăla-i. No, dă-te jos de pe el. Dar trage acasă, la cai. Op, hai grijă, hai grijă. O, așa, dă-te, așa. Dar trage la cai. Fain ca ăla-i, mă, băiete, întoarce fain înapoi cu fata. Dă-l cu... Pac, pac. Nu așa. Dă-te fain încolo. Așa. Așa lasă-l, așa lasă-l, așa lasă-l. Stai așa să-l vedem. Trebuie să-l și pot covești pe prietenul, că eu crescut un pic. Nu, aici pe spate. Pe spate cu... Pe spate aici, așa, eu crescut un pic unde așa, s-a rupt tot coaba în gol. Aha. Coaba e rupt. Da. Și n-ai unde să-l pot covești? Am. Unde? Am pot coada acasă. Și? Am pot coada acasă, am tăși în trebuie. Și? Da, și apoi îl pot covesc acasă. Zilele astea îl fac acasă, îl pot covesc acasă. Aha. Apoi mă duc cu calul, mă duc la concurs, eu am curaj să mă duc cu el, cât e el de micuț, dar de trăsături, necresinele, e robot. A legat 6 traverse acum într-o zi. De care traverse? De alea de beton, de 150 de kg. 6 bucăți am legat. Și? Pe burt.
E, dar nu le-a mișcat. Cum să nu le-a mișcat? Le-a mișcat? Da, Cristina, dar nu-l ținem la mine, care ăsta a fost prima dată la mine. Așa. L-am dat acum două luni de zile, nu-l luat înapoi. Așa. Nu. Că dacă nu era un cal bun, nu-l mai luam înapoi, știi? Am înțeles. M-a sunat un băiet la Oradea acum azi, doar la numărul de telefon. Acum m-a sunat băietul, acum pe la 12. M-a dat pe cap pe 50 de milioane, i-a spus că nu. Nu pot. I-am zis că nu pot, pe banii ăștia nu pot. Băi, Andrei, cu minte, îmi place, te-ai băgat la picioarul lui, că... Nu, e cu minte. În față, asta, în față... Aici sta cal, nu mai găsește așa ceva cu minte. Deci nu mai găsește. Aha. Am faci un greșeală, domnul Cristina. Încă mai slăbit calul. Băi? M-a slăbit un pic. Am avut pe caielul socrul meu și el după așa că doar e pe stradă. A fugit în traiurea, fugit după mânci. Nu, după mânci, fugit acolo. M-a slăbit calul. A, păi așa era calul, avea și el pe el din... Cât era? Arată-mi, arată-mi acolo cât era. Asta are un supun care, domnul Cristina, nu? Aha. Asta vedea șoldurile cât ea are. Da. Nu, no, ia uite, de aici așa până aici are... Foarte frumos. Ce se face? Vă mulțumesc foarte frumos că ne-am găsit. Și eu mă bucur că ne-am văzut. Că am făcut o filmare. Da? Da. Ce să mai zic? În restul, calul de vânzare, de dat. Mergem la târg, vedem și la târguri. Nu avem ce face, domnul Cristina. Uh-huh. Numai cu de ăștia putem să câștigăm pita. Eu lucrez aici la un rămat de fervent. Apoi l-am luat acolo când i-am zis dragi cai. Și chiar dacă nu închei că nu-l dau, că de cât să-l fac altul joc de el sau ceva de genul, sunt pentru mine. Nu, mai te-a sunat atunci în ziua aia. Ce probleme ai avut atunci? M-a sunat Sievi. Băi, nu vii la târg la Uriu. Că el e la băieți, la dești, la ăsta, la Paul. La Paul, hai, și vine atracțiune. Da. Băi, zic, nu știu, mă pornesc sara. M-am pornit sara, iapa a fost de harmasar. Aia și-am avut-o acum. M-am dus cu iapa tuma la Eclod. Cât de ești din Cluj, îți văd 25 de km până la Eclod. Așa. A plecat sara aia. Așa. Și? Am dus-o pe iapa la harmasar. Da. No. La ăla din Niclot, la... cum o cheamă, mă? La Mihai? Ceva de genul, are un cal negru. La Mihai. Bun. La el am dus iapa la Harmasar. Toate bune, m-am întors al doilea zi dimineață. Păi și nu ți-ai mai dus la expoziție? N-am mai putut să mai vin, domnul Cristinel. Dar păi era ce de parte. Păi era de parte. Călare și mic, călare atâta kilometri. Auzi, o săptămână n-am putut să merg, numai așa mergem de Chișoare, că nu mai putem mult. Cum erai? Numai așa mergem, domnul Cristinel. E, dar era lată iapa sau cum? Iapa era grasă, era frumoasă, înaltă. Dar era treaba că eu m-am urcat de 4-5 ani de zile, m-am urcat călare pe care. De când de la Pancica nu m-am urcat deloc călare. Aha. Nu. Am înțeles. Dar până n-am mai putut să mai vin acolo la Uri. Păi am promis la niște băieți că vin pe la Uri, facem schimburi, facem treburi. O salut pe domnul Gabi, să-i dea Dumnezeu sănătate, Gabi de la... Bata? De la Bata, să-i dea... De la Bata. De la Bata, să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa. O să rupi Gabi, ăla-i prietenul meu cel mai bun. Da, da, băiat foarte bun. Dar păi, ce să faci? Nu, asta e viața. Da. Andrei, ce să zic? Mă duc și acasă. Doamnă Cristinel, îți mulțumim. Îți mulțumesc, adică că ne-am văzut și... Îți doresc multă sănătate, Andrei. Și dumneavoastră la fel și la toți negustorii de cai, să-i dea Dumnezeu sănătate și să putem să facem înainte schimburi și să putem să ne mișcăm, că n-avem ce face. Da. Numai cu asta putem să trăim. Multă sănătate. Multă sănătate. Ciao. Doamne ajută, domnul Cristinel, să dea Dumnezeu sănătate, să fiți sănătoși. Ne vedem, bine? Doamne ajută, ciao. Domnul Cristinel. Multă sănătate, Andrei. S-a făcut verde. Serios?